Bună seara, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac, sunt Tarotela, vin cu etalarea pentru septembrie, chiar dacă o mică întârziere, dar, dragii mei, încă mai e timp, mai e timp și dacă vreți, poate să fie până în octombrie, până când vreți voi, până în noiembrie, până când vreți voi. Îmi cer scuze că nu am unghiile făcute, dar renovez, dau cu lavabilă, lucrez în grădină, am multe lucruri de făcut, lucruri în acelea așa, bărbătoase. Facem și din acestea. Așadar, nu investesc acum în manicură pentru că am lucruri serioase de făcut. În timp ce am amestecat setul de cărți, au venit niște chestii, mă, dragii mei, dragii mei. Împăratul. Șapte de spade, regina de monede, nouă de cupe. Apoi aceste cărți. Și clarificatorii au vrut ceva să arate. Unii dintre voi poate că sperați, sunt diferite mesaje, vedeți cu care rezonați. Asta e o preetalare. Sperați, nouă de cupe. Sperați, visați, vă place. O femeie faină, de altfel, serioasă, creativă, stabilă, valoroasă, respectoasă și respectabilă, dar ori nu arătați, dacă sunteți bărbați, ori nu arătați că vreți să o protejați, că vreți să fiți alături de ea, din niște motive nu arătați, că sunteți puternici, nu știu de ce. Dacă sunteți unii dintre voi în poziția aceasta de autoritate, poate că nu-i arătați acestei femei, deși simțiți foarte multe pentru ea. Vin mesaje. În plus, ce-a mai apărut această moarte, probabil că a fost o tăcere necesară pentru niște transformări, să trăiți și voi și ei și cine o mai fi niște transformări și după această tăcere, după această, eu știu, încheierea unei situații, a unei relații. Posibil, se vor transmite niște scuze, că sunteți voi, că e altcineva, nu știu, sau măcar dacă nu sunt scuze, se vor exprima niște emoții, măcar din nou, măcar o cupșoară, cupșoară, mai dragii mei, în plus. Ce mai simt? Unele doamne, învățați să vă apreciați, să vă iubiți, să vă respectați după ce ați avut de-a face cu un personaj care a vrut să aibă controlul și care v-a mințit. Acum, poate acest personaj a încercat să se fofileze înspre voi și mai avea altceva. Eu știu, o poziție, repet, de autoritate, bani, familie, o altă soție sau o altă soție, o altă femeie. Ideea este că dacă ați avut de-a face cu așa ceva, vă concentrați pe stabilitatea voastră, pe dragostea față de voi. Înțelegeți că trebuie să puneți capăt. Probabil că faptul că a venit această carte invers, nici voi nu arătați prin ce transformări treceți sau că ați hotărât să puneți capăt acestor minciuni, acestor lucruri și să vă concentrați pe... Sper că nu așteptați scuze, că nu e bine să stați să așteptați scuze și să vă concentrați pe o nouă cupă, pe A, interesant, vindecarea copilului interior. Poate că unii în această transformare, unele nu contează, înțelegeți că ați atras oameni care v-au mințit, oameni care au încercat să vă controleze din cauza că și tatăl, și bunicul, și niște figuri autoritare nu v-au arătat anumite lucruri. Nu știați voi tot despre ei. Ați simțit eventual controlul, ați simțit multe lucruri și aveți de vindecat copilul interior. Interesant. La capătul setului de cărți, cu răbdare, cavalerul de monede, știți că trebuie să vă vindecați, iar să vă vindecați, să meditați, să ieșiți din programele negative, da? Într-o situație care v-a ținut pe loc mental, care v-a întristat, v-a adus multă depresie, consum de energie, dar știți că trebuie să investiți în echilibrul vostru emoțional, iar pentru că cineva v-a tot mințit, v-a tot jucat, v-a tot... Nu v-a oferit exclusivitate. Da, separarea, repet, moartea, renașterea a fost necesară ca să vă reorientați. Da? Și voi, de ce o fi zis zero? Pentru că începeți o nouă cale. Vreau să zic luna, dar am văzut-o ca pe un zero. E și lună plină în pești. E un moment în care ceva se va întâmpla. Vă pregătiți de o nouă cale, vă bucurați de niște realizări. Da, vă bucurați de niște realizări.
niște reușite. Și începeți o nouă cale, ce frumos, în care vă faceți casă, vă bucurați de prieteni, de abundență, de lucruri faine. Wow! Acum, bărbați, femeie, se va manifesta această nouă lume. Se va manifesta această nouă lume și unde era? Și întâlnirea cu flacăra voastră geamănă, pentru că am văzut împăratul și împărăteasa. Dacă cineva nu arată cât de puternic este, nu știu din ce motive, femeia aceea, regina de monede pe care am văzut-o, nu contează zodia, trece prin multe transformări, crește, nu stă pe loc. Nu stă pe loc, nu așteaptă nici ajutorul vostru, nici a nimănui, crește. Și probabil că transformându-se din ce în ce în mai bine, veți fi mai potriviți când va veni acel moment. În timp ce am amestecat aceste de cărți, am mai venit încă, stai, uite, asta, ia asta și încă asta, și apoi doi de bute, da. Eremitul, regina de cupe și soarele. După o tăcere necesară, iar necesară ca să vă reorientați, să vă regăsiți lumina interioară, să vă reorientați... Ce? Ținta? Direcția? Nu știu, reorientați direcția. Sună cam ciudat. În fine. Necesară să vă analizați fușca, carapace. Asta sună mai degrabă arac decât a eremit, da? Și fecioara are racul său. Fecioară, peștrac, scorpion, să zicem leu, dar nu obligatoriu. Oricine poate fi soarele, din punctul meu de vedere. Este că după o tăcere, voi, eventual, aveți parte de o trezire, de o bucurie, de un succes. Ar fi super fain. Și succesul ăsta vine, puteți să fiți în public, să străluciți după multă muncă. Și munca aceasta vine în spațiul vostru, în atelierul vostru, în locșorul vostru. Aici e analiză, aici e, eu știu, lupă, stați să lucrați la milimetri, la chestii, detalii. Puncte, culori, nuanțe, sunete, știți? Asta este lucru. În tăcere, apoi succesul. Pentru unii dintre voi. Va fi, dacă nu, iau de zero, nebun, începeți ceva nou, Doamne. Începeți ceva. Iau de asul de spade, iar începeți cu credință și credința va duce victorie. Dragii mei, am luat primul meu set de cărți. Vă deranjează? Miroase de salivez. Miroase așa de frumos de salivez. Am pus bețișoare cu aromă de vanilie și mie îmi place vanilie. Măi. Interesant. Ia uite, acum văd și bețișor și lumânărele de vanilie cu aromă de vanilie. Drăguț. Ne mai uităm pe aici. Aici ce arată? Ia uite, iar cruce. Am văzut transformare. Vă regăsiți credința după... Ia uite, soarele și... Am zis, vorbeam de credință. Soare în suflet. Vă regăsiți credința după multe, multe transformări. Bărbați, femei, nu contează ce sunteți. 3, 14. Răbdare, temperanță, vindecare, analiză, da? O situație la distanță, călătorii, iar 3, comunicare, creștere, construcție, creativitate. Hai să vedem. Răcușori, soare, lună, Venus, ascendent, domnul de rac. Septembrie. Vedem o melodie în minte acum. 26. Am mai venit la o... Unde a venit? Am mai venit la o zodie 26. La berbec sau la taur? Nu mai știu exact. Posibil la verde sau la taur. Și 22. Cărarea pe care mergi... Wow! Dar câți bani va duce această cărare? 22. Mergeți spre... Am zis 2 și cu 2, 4, împăratul. Nu știu, ori către un personaj puternic, ori deveniți voi extrem de puternici. Bani, succes. Wow!
Mai, și dragoste, mai, adică nu se poate și bani, și succes, și dragoste, mi se pare și echilibru. Ai, mă, 35, ia uite, stabilitate. Mai. Probabil că faceți intenții, afirmații, scrieți, poate faceți poezie, poate scrieți romane, poate creați muzică, poate desenați, nu știu, ceea ce creați, ceea ce manifestați, se va întâmpla, măi. Eu v-am mai zis într-un videoclip ce trebuie să faceți. Unii dintre voi faceți, alții nu. Alții nu. 2 și cu 6, 8. Transformare. Intuiți că dragostea trebuie să apară. Aici simt altfel doiul. Intuiți că dragostea trebuie să apară. Intuiți că aveți o altă cale sau că noua cale pe care veți merge. Va fi alături de un alt personaj care este ca voi, nu știu, și ambițios, și sensibil, și intuitiv, și. Și cu viziune. Și iubăreți, pentru unii dintre voi care sunteți iubăreți. Dacă sunteți. Sper că sunteți. Ar fi păcat să nu fiți. Iubi. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Locușor și locușor. Oh, 6 de spade, călătorie. Apropo de cale. De cale, călătorie, de la întuneric către lumină. Lună plină, poate această lună plină vă aducă niște... Apropo, interesant, fiți atenți. Lună plină nu e rac, e în pești, pardon, dar e pentru rac. Probabil are legătură, vă aduceți aminte de ceva ce s-a întâmplat la lună plină în rac și lună nouă în capricorn. Dar, ca am zis eu, rac. Lună plină în pești. Trebuie să fie, să aibă legătură cu Neptun, cu arta. Cu viziunea, cu idealurile înalte, cu credința. Nu sunt doar iluzii, dragii mei. Neptun nu aduce doar iluzii. Dacă vreți să vedeți dincolo de iluzii, aduce lucruri foarte frumoase. Și Neptun poate să vă aducă chestii de scenă, de, știu, de teatru, de ecran, televizor. Interesant, valetul de bute. Pasiuni. Noi începuturi, iar pe cale și valetul de bâte pe o cale. Ia uite, justiția, vă echilibrați, manifestați echilibru. Mulți 2 și 2, fantastic. Știu de ce zic 2, că e 11. Vai, ce frumos. Bine, eu văd cărțile frumos, dar, într-adevăr, dacă ați avut niște dezamăgiri, învățați să puneți granițe personale, crește spiritual, eventual... Da, crește spiritual și vă dezvoltați intuiția și veți simți cine vă manipulează, cine vă joacă, cine vă perturbă echilibru, cine spune adevărul, cine minte. Diferite mesaje. Hai. O dată, de două ori, Whispers of Love, de 3 ori. Marele preot, credință. Credință, iar cineva v-a mințit. Aveți niște minciuni acasă, probabil că nu știți niște secrete care țin despre familia voastră, unii dintre voi. 8 de spade, ia uite, 8 de spade, 4 de cupe și 10 de bâte, le-am văzut mai devreme. Vă aduceți aminte? Le-am văzut, măi, nu-mi place. Dar, asta e. Aș vrea să trec mai repede peste energiile astea. Supărați, n-ați găsit soluții la o problemă, ați așteptat, nu? Nu știu, cred că nici n-ați așteptat dragostea la un moment dat, n-ați mai așteptat. V-ați tot gândit la o trădare, la, eu știu, poate v-ați mulțumit cu prieteni, cu prieteni. A fost un blocaj. Ați consumat energia, lucrând, eventual ca să uitați de un refuz, de o dragoste pierdută. 7 de monede. Ia uite, iar revin astea. Regele de cupe și cavalerul de monede. S-a schimbat un pic contextul. Sunteți voi în apă și pământ. Dar e drăguț și ce îmi place aici? Îmi place că apa este conținută de pământ. 7 și cu 1, 8.
Vă concentrați pe banii voștri, pe stabilitatea voastră, aveți răbdare, investiți în grădina voastră, dar ia răbdare, ambele cărți sugerează. Zodia Fecioarei, că suntem în Zodia Fecioarei. Zodia Fecioarei vă dă, mie dă stabilitate. În ce sens? Mă concentrez pe detalii. La câte am de făcut acum? Cu lavabilă, cu grădină, cu construit, cu aia altă ordine în acest nou loc. Nou vechi, tot aia, transformarea vechiului în nou. Ne ajută, ne ajută. Nu știu pe voi, dar pe mine mă ajută. Da? Vă găsiți forma și echilibru. Echilibru emoțional prin muncă. Cu alte cuvinte, puteți să vă creați un tron pe acest ocean de emoții, de creativitate, de sensibilitate, de intuiție, de vise, de, eu știu, premoniții, de tot ce aveți voi. Frumos. Creați așa, vă duceți până jos, până la în fundul oceanului, fundul lacului, ce-o mai fi. La sursa voastră emoțională și de acolo vă creați ceva care vă stabilizează. Nu știu ce. Vedem. Vin mesaje. Cavalerul de spade. Regele de bâte. Yes. Și șase de bâte. Am zis că o să aveți o victorie într-un mod neașteptat. Poate cuvântați. La un moment dat, nu știu, o să și clarific, evident, sper să nu se schimbă, pentru că dacă lăsați această energie tristă, depresivă, care munciți pe rupte ca să nu vă mai gândiți la niște chestii, acum prezent numai munca aceea din trecut, în care trageți. Acum aveți în suflet altceva. Cupa e în mâna voastră, nu mai e în aer. Nu mai sunteți supărați. Deja, nu știu, poate că totuși Neptun în pești, luna plină în pești, vă susține, zic eu. Vă susține. Și cu planetele din Fecioară, eu aș spune că e un echilibru și o transformare. Ceva se transformă. După îndelungi așteptări, într-adevăr, și după ce... După un timp, acesta ar fi oarecum prezentul, care variază de la un om, evident. După un timp, mergeți încet, caracul uneori, dar uneori racii pot să fie și impulsivi. Mai ales când e să prindă cu clești, nu? Ceva neașteptat se va întâmpla în viața voastră. Ori voi prindeți viteză și prindeți și încredere și manifestați succes, ori cineva vine, ceva se întâmplă. Vă întâlniți cu cineva, nu știu ce se întâmplă. O persoană în autoritate ca și voi. Cu succes ca și voi. Poate că e altfel de succes. Mai strălucitor, mai vizibil, dar asta nu înseamnă că nu are succes. Interesant. Și alte mesaje. Ia uite și lumea. Cineva care are succes mondial, internațional, mondial, planetar. Băi! Stai, că mai vine un cuvânt. Interstelar. Galactic, intergalactic. Mamă, de ce succes? Are cineva un mare succes. Intergalactic. Oh, fuck. Mare grijă. Să nu vi se urce la cap cu acest succes. Mare grijă. Mare grijă, Faeton, mare grijă. Pentru că, la un moment dat, când lucrurile merg bine, pot foarte ușor să se... Să intre într-un exces. Da? Bine și e prea bine după ce a fost... Prea rău, e prea bine și se dezechilibrează balanța. Da? Și va trebui să renașteți, să vă reechilibrați. Așadar, eu zic să vă păstrați echilibru. De acum. La capătul setului de cărți, 4 de spade, 5 de spade, niște jocuri mentale, conflicte, invidii, da? De care încercați să vă vindecați. Ar fi fain dacă v-ați vindeca. Ar fi fain.
Situație legată de un copil, de familie, de bani, de job, poate. Sau de o situație imatură. Cineva imatur acasă, în familie, poate să fie și un părinte care are atitudine de copil. Am zis că ceva nu știți legat de casa voastră, de familia voastră. Dar, mai vedem. Hai să clarificăm. Mesaje și mesaje. Am zis că în principiu mergeți către bogăție, da? Către succes, către stea, către ce? Dragoste, stabilitate, justiție. Dar mare grijă că la un moment dat justiția vine și cu bici. De-aia zic, țineți-vă în echilibru. Că ce vine bine acum, dacă nu v-ați învățat lecția, poate să vă zdruncine atât de mult bine pentru unii dintre voi. Așa simt că este, că va fi pentru unii. Hai să vedem. 8 de spade. 8 de spade. Wow! Unde este ritmul? Eremitul. Da, în singurare. Ce poate fi mai mare în singurare? Cu eremitul și cu 8 de spade, fără jenă, pot să zic și de o închisoare. Că e mentală, că e emoțională, că e spirituală. Că cineva nu și-a găsit lumina, a stat în întuneric chiar. S-a însingurat voit. Că e metaforică, că este fizică, nu e treaba mea. E un cuvânt care probabil este pentru cineva. Dar în toată această însingurare a existat o pasiune, o lumină la distanță, care s-a dorit manifestată, realizată, atinsă. E ca și când vrei să pui mâna pe lumină, cam greuț. Sau să iei în brațe sunetul, iar cam greuț. 4 de cupe. A trebuit să vă găsiți lumina interioară în această situație foarte, foarte grea. Poate cineva e obsedat de zodia fecioare, posibil și asta, din câte am mai văzut pe la comentarii, parcă, sau invers, whatever. În fine, iaute, moarte și renaștere. Clar că vorbim de o perioadă de transformare, transformări intense, 4 de cupe pentru răcușor și răcușoare. Bună seara, dragă doamnă divină! Prietena mea, sper că asculți, ai timp. 7 de monede, 7 de monede. Ați știut că trebuie să așteptați sau așteptarea va... Am zis că ați vrut să atingeți acea lumină, acea pasiune, ori o pasiune pentru cineva, ori o idee, ori un hobby, ori ceva ce părea de neatins. Ați vrut să atingeți acel ideal. Și așteptarea asta v-a făcut să vă izolați, să vă întristați nespus, aș spune, da. Nespus. Și totuși a existat această pasiune, parcă a crescut și mai mult. Interesant. 10 de bâte pentru răcușor și răcușoare. Am zis că sunteți doi care creșteți, mai, în această situație, nu știu, sunteți doi oameni care creșteți. Poate unul crește, poate totuși unul este mai minion, dar tot crește. În ritmul său, dar tot crește, sunteți doi oameni care creșteți. Poate unul e mai minion, ok, nu e la fel de înalt ca celălalt. Din anumite puncte de vedere, dar compensează prin alte lucruri, nu știu. Doi oameni care creșteți. Și în timp ce vorbesc, apare temperanța, răbdare, vindecare. 10 de bute pentru răcușor și răcușoare. 10. Nu, să zic. Da, a fost o tăcere. Tăcerea asta v-a consumat, un blocaj. V-ați blocat, eu nu știu, un blocaj între voi și cineva. O tăcere, clar, cu Eremitiu și cu doi de spade, clar a fost o tăcere extrem de apăsătoare în care efectiv ați simțit că
Vă pierdeți mințile. E o metaforă, poate chiar, am zis, e o stare de depresie. Mai, 9 și 10 de bâte și 9 de spade, 10 de bâte de două ori. Dar, valetul de cupe și regele de bâte. Emoțiile au rămas vii și pasiunea parcă și mai mare, și mai mare. Așa simt. Așa simt. Pe de-o parte a fost un consum energetic, dar mai degrabă mental. Și o reîncărcare energetică, din punct de vedere creativ, poate chiar sexual, erotic, în fine. Mai, mai, mai. Da, uite, moartea asta. Mai, eu cred că între voi și cineva relația a fost încheiată. Pentru că a fost necesară transformarea. Renașterea, într-o altă formă. 2 de bâte, 4 de bâte. Da? Să vă schimbați locația, să vă găsiți stabilitatea ca să, nu știu, v-a pregătit universul pentru ceva mai bun sau pentru, sau urmează să vă reîntâlniți într-un alt context, mai sănătos. Am așa niște stări acum de ce vorbesc, iar. Nu ca la Taur, dar sper că nu. 7 de monede în prezent. Șapte de monede. Valetul de bâte și temperanță. Iar temperanța și 7 de monede. Știți că vă trebuie să vă rețineți pasiunea pentru că aveți lucruri, altfel de lucruri de făcut. De lucrat în grădina voastră, ca și mine, aveți grădină, vă doresc succes. Încă se mai pot face lucruri în curte. Lucrat în grădina voastră, evident și metaforic. Mai aveți ceva de lucrat, de învățat, că e 7. Interesant, vine o presiune la nivelul coroanei de descoperit un anumit tip de credință, de flacără, de viziune. Da, și în acel moment, adică după ce veți descoperi și veți învăța niște lucruri, ia uite lumea, împărăteasa, wow, iar apare, iar diavolul. Nu știu, ori e o dragoste obsedantă, ori e o creștere fantastică financiară, un succes, mare grijă, pentru că dacă e diavolul, e în exces, mare grijă. Regele de cupe. Dragii mei, eu nu asociez diavolul cu capricornul, ca să fie clar, pentru că oricine poate să fie în energia asta. Așa cum nu asociez nici soarele cu zodia leului, dar asta e. Uite. Marele preot și regele de cupe. Aveți credință că veți găsi niște răspunsuri care vă vor aduce echilibru emoțional, vindecare, lumină. Probabil că aveți credință că veți începe astfel de, ia uite, băi, va fi un început iar. Un început cu succes, dar în care veți învăța să protejați acest nou început și acest succes și acest adevăr. Regele de cupe și mare preot. Pești, drac, scorpion și taur. Am văzut și săgetător. Am văzut și fecioară. Avem și semne de foc. În fine, dită-te pentru toți. Cavalerul de monede, mai dați-mi monede. Ar fi niște revelații, că tot am vorbit de revelații. Niște revelații, niște chestii spirituale, emoționale, dar care aduc stabilitate. Oh, interesant, că tot am vorbit de niște secrete legate de familie, poate intuiți sau aveți niște revelații legate de, știu, cineva din familie, care poate n-a fost tocmai grozav, așa cum credeați voi. Sau grozavă. Cavalerul de monede. F invers. De 6 de bâte invers. Dar apare 6 de bâte în poziție normală. 6 de bâte. Deocamdată încă n-aveți încredere.
sau încă nu v-ați creat publicul, sau încă lucrați așa mai în umbră, unii dintre voi, unii, nu toți. Sau se amână succesul. Repet, pentru că lucrați, sunteți mai precauți. E bine, zodia Fecioare, intrăm și Mercur în intră Mercur în retrogradare. E mai bine, se amână un succes, se amână o victorie, un ideal. Nu se atinge chiar acum, urmează, e în plan, urmează, va fi 6 de bâte. De-aia zic. Ia uite. Dar vă faceți planuri în continuare pentru acest început. Ia uite, 2 ași. Știți că va fi. Între timp faceți planuri. Cavalerul de monede face planuri, regele de spade face planuri. Am zis, aveți, vă temperați un pic. Vă puneți în ordine, vă faceți, vă scrieți pe agenda poate unii dintre voi și ar fi fain. Aș mai vrea totuși o carte pe Marele Preot. Marele Preot și regele de cupe. Poate să fie un alt semn de apă, ori căsătorit, căsătorită, sau foarte concentrat pe spiritualitate. Dacă nu, ia uite, steaua, luna, 10 de cupe, în timp ce vorbesc, da. Concentrat pe spiritualitate sau pe care l-aveți în vise, în, nu știu, ca și ideal. Da, diferite mesaje, în fine. Ia uite, măi, 10 de cupe. Da, e un ideal pentru care vreți să luptați, măi, e un ideal. Pentru mine, steaua e un ideal, e o întâlnire predestinată, e un scop în viață pentru care trebuie să luptați, da? Am zis? 10 de cupe și Marele Preot, o căsătorie fericită, o relație fericită, abundență, tot ce v-ați dorit. Eventual vă rugați cu Marele Preot, vă rugați, aveți revelații despre lucrurile astea. Și știți că trebuie să vă luptați cu răbdare. Să vă vindecați de alte personaje conflictuale, să vă vindecați de confuzii, de neîncrederi. Și va fi adevăr, va fi iar două trăsnete, va fi trezire, va fi victorie. Dar zic, victoria se amână un pic. Cavalerul de spade. Ce vine într-un mod neașteptat în viața răcușoarelor și racilor? Cavalerul de spade, o comunicare neașteptată. Probabil că după atâta așteptare, eu vă înțeleg, măi, vă înțeleg, atât, mai ales în energia aceasta din trecut este, wow, nu doresc nimănui așa ceva. Acum înțeleg că sunteți, aveți motive pentru ce ați trecut să fiți atât de precauți și să mai așteptați un pic. Băi, am așteptat până acum, mai aștept un pic ca să nu dau, eu știu, în exces apropo de diavol, da? Sper să vă fi învățat lecțiile. Pentru că vreți să vă păstrați credința. Regele de cupe și 10 de cupe. Aveți încredere, mă, se pot forma și relații frumoase. Poate să fie și fericire în lume. Chiar dacă eu am trecut prin așa ceva, încă sper, încă mă rog pentru fericire, da? Iar ce vine într-un mod neașteptat? Ia uite, 4 de spade. Aș spune o claritate mentală. Într-un mod neașteptat vine o viziune. Iar, vedeți? O viziune? 4. Wow! E o nouă viziune că țineți la cineva foarte mult, Regina de Cupe și Soarele. E un personaj care vă face fericiți și la care țineți foarte mult. Vă dați seama că, băi, prin câte am trecut încă țin la acest personaj. Regele și Regina, acum vă zui. Regele și Regina de Cupe, perechea voastră divină, încă țineți. Poate înțelegeți legăturile încălcite, legăturile karmice și vă vindecați cu soarele de ele. Și cu Regina de Cupe, da. Vă faceți planuri pentru relații. Ia uite, asta nu e karma, asta e dharma cu justiția și asul de cupe. O nouă relație, poate oficială, dar în primul și în primul rând echilibrată. Mai dă-mă o carte pe 4 de spade. Cât am vorbit? Mă, și-am zis că fac 30 de minute, iar, că nu mă simt de cuvânt. Mă,
mă, țineam ceasul în față, dar nu mă uit la el, aici e chestia. Mă uit la cărți, ce. Da, ce vine? Da. 3 de spade și 8 de pute. Ce vine într-un mod neașteptat? E o călătorie. Clar că vine iar trezire. Veți avea multe, multe revelații în această perioadă, dar... Vă îndepărtați. Vă îndepărtați de suferința din trecut, de neînțelegeri. Poate a fost o discuție, poate n-ați înțeles ce au vrut ei să zică, poate n-au înțeles ei ce au vrut să zică, poate ați blocat adevărul într-un anumit prin tăcere, într-un fel sau altul, prin distanță. A fost o distanță care v-a făcut să suferiți. Distanță peste hotare sau în alt orașe v-a făcut să suferiți, dar vă vindecați. Înțelegeți lucrurile. Și cu 8 de bâte și cavalerul de spade aș spune că va veni într-un mod neașteptat, ia uite și cu soarele, într-un mod neașteptat o întâlnire, o discuție cu cineva. Ori hotărâți într-un mod neașteptat să vorbiți cu cineva și să clarificați lucrurile, să spuneți, uite, eu am suferit, nu știu ce, dar vreau să vin să la, sau eu știu, poate invers, ceva de genul ăsta. V-am dat un exemplu. Voi știți, veți trăi și veți vedea ce va fi, da? Dar toată suferința aceea se va risipi. Cavalerul de bâte. Și poate și... Ia, uite, împăratul? L-am văzut mai devreme. Poate că aici este împăratul, este 4 într-unul, da? 4 într-unul. 4 bărbați într-unul. Energie masculină. Posibil că sunteți creativi, poate că aveți încredere. Sau unii sunteți echilibrați și încă trebuie să mai lucrați la capitolul încredere, sau unii trebuie să mai lucrați la capitolul finanțe, sau unii din potrivă. Aveți toate celelalte mai puțin echilibru emoțional. Mai e ceva de lucrat. Mai e ceva de lucrat. Și vă veți transforma. Că tot avem 2 și cu 6, 8. Iar e o călătorie. Iar e o călătorie. Eventual pentru unii, sau unele mai bine zis, într-un mod neașteptat va veni acest personaj masculin, regele de bâte, împăratul. Șase de bâte. Regele de cupe iar. E succesul vostru, regele de cupe. Sau un alt semn de apă care are succes, care atrage atenția. Că am zis că sunteți doi oameni puternici. Am văzut aici doi pomi. Unde mai văzusem? Și aici, interesant, eu mă uitam aici, dar am văzut și aici doi pomi. Doi oameni care creșteți. Adică nu așteptați. Care e ideea? Și aici e frumos și sper că ați învățat mai mult, nu doar cei cu marcaj în semnul racului. Acum vorbesc la voi. Care e ideea? Da, toată lumea, toți ne dorim să zic oameni speciali, oameni puternici, dar dacă aștepți în starea de victimă, nu realizezi nimic, nu? Și atunci, până se întâmplă reîntâlnirea sau transformarea respectivă sau ce-o fi, voi creșteți, fiecare crește pe cont propriu. De marea preoteasă și într-un mod neașteptat, măi, veți manifesta o nouă o nouă relație. Un suflet pereche la distanță, e la distanță acest suflet pereche, pe care l-așteptați de mult timp și cu care trebuie să comunicați. Poate, dacă sunteți bărbați, poate sunteți voi cei care intrați în viața cuiva. Lumea. Turnul. Într-un mod neașteptat. Mai avem o carte. 6 de cupe. 4 de bâte. Renașterea. Steaua. Uai. Lumea. Lumea. Luna, vreau să zic.
Vă veți împăca cu flacăra voastră geamănă și vă veți transforma. Eu zic flacără geamănă, este o pereche cu care veți înțelege și vă veți găsi stabilitatea, rădăcinile, echilibrul, nu rădăcinile alea din familie, altfel de rădăcini, emoționale. Am vorbit de doi pomi, vedeți? Doi pomi. Unul crește poate în public, altul în secret. Apropo de Marea Preoteasă, unde era pe aici? Era. Am văzut-o mai devreme, da? Va fi, într-un mod neașteptat, nu știu, poate să fie și un succes teribil în public pentru cineva. Dar, care va aduce, pentru că arată cărți bune în viitor. Nu văd musa. Să fie și o încheiere de capitol. Ia mai dăm o carte pe turn. Ia uite. 6 de cupe, mai. Ați văzut în fața voastră. 6 de cupe, o împăcare, o reîntâlnire cu suflet. Într-un mod neașteptat. La distanță, călătoriți peste hotare. Nu știu ce faceți. 8 de bâte, lume. Ah, ce fioream. Dar nu e comunicare doar la telefon. Poate să fie și la telefon cu cavalerul de spade. Da. Vedeți voi? Ia uitați ce frumoasă imagine ce văd aici. Mai, vai, am fior, mai, nu știu pentru cine o fi chestia asta. Împăratul, da? Aici este împăratul. Dar e și 4 de cupe. Îmi vine să plâng. Împăratul e un om de succes, da? E un om de succes. Regele de bâte. Regele de cupe și 6 de bâte. Puteți să fiți voi împărații aceștia. Oameni de succes. Raci, în general, ating succesul. În anumite domenii. Dacă v-ați găsit domeniul, vă atingeți clar succesul. Dar ce simt? Vedeți aici 4 de cupe. O stare de tristețe, de supărare, de însingurare. Am zis o singurare voită și îmi vine să plâng. Deci acest personaj, posibil, cu esență masculină. Da, strălucește în public. Dar are, vedeți? Uf, ce stăream. Are o singurare. Soarele ăla, de fapt, e o eclipsă. Wow, ce melodie îmi vine acum în minte. Eclipse of the heart? Vai, îmi vine să plâng. Dar are o singurare, o supărare. 4 de cupe. Până nu vine și 2 de cupe și sufletul pereche, nu-și găsește rădăcina. Nu-și găsește. Și de-abia aici vin culorile, vedeți? Wow. Nu știu cine acest împărat. Voi știți sau veți afla. Eu vă iau în brațe că sunteți bărbați, femei, nu știu, dar e o mare suferință aici care eu zic că va fi rezolvată. Dar probabil că trebuie să scrieți, să compuneți, să creați, să visați, să vă eu simt acum, iar ca la taur, nu ca la taur altfel, evident că e altfel, dar simt, uite, acum simt asta. Ai, îndesc măracilor și vreau să vorbesc jumătate de oră, nici nu știam, cred că s-a făcut chiar 40 ceva de minute. De la îngeraș mesaje pentru jocușori și jocușoare. Ia ce zice. Exprimați-vă dragostea prin cadouri. 19, numărul soarelui, da? Probabil că el are, el, uite, vedeți, el ascunde, e scoica, o perlă, ascunde o mare dragoste pentru cineva. Wow. Dar va fi bine, va fi bine. Sfaturi pentru răcușori și răcușoare. Practicați gratitudinea. Asta e. Practicați și uite și străluciți. Urmează să străluciți, dar mergeți în profunzime. Și în această perioadă sunteți atenți la detalii, într-adevăr. Dar am zis de profunzime chiar de la regele. Vă aduceți aminte ce am zis la regele de cupe? Că vă duceți până la fundul mării. Poate faceți cufundări în sufletul vostru. Diving. Cum era?
Nu știu, în fine. N-am făcut niciodată scufundări decât în sufletul meu. Dar nu știu cum ar fi. Ar fi interesant, cred că. Cred că. Da, străluciți. New Moon in Leo. Sunteți pe cale. Unii deja străluciți, alții mai aveți un pic și veți străluci. Dar cel mai important, dar cel mai mișto, cel mai, scuzați-mi expresia, veți străluci când vă veți întâlni cu perechea voastră divină și e pe cale. E pe cale. Da. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, vă pup și vă îmbrățișez, că meritați îmbrățișări unii dintre voi. Ceau, ceau!